cinci părinți iubiți credincioși. Evanghelia de astăzi ne oferă parte un tablou de Pateric. Patericul este o carte de spiritualitate în care sunt descrise experiențele acelor pusnici sau călugări isihați care stau în dialog cu ucenicii care vin să-i caute și să le pună întrebări despre viața duhovnicească și despre tot ceea ce cuprinde în frământările sale sufletul omenesc. Cu alte cuvinte, ne descrie Evanghelia de astăzi întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Nicodim. Nicodim era unul dintre reprezentanții cărturarilor iudei, ai fariseilor. Era unul dintre rabinii de fază, un om care cunoștea legea, legea Vechiului Testament. Un om care mergea la templu în fiecare zi. Un om care credea în învierea morților. Un om care era mereu pe buze cuvintele Domnului. Și iată că cărturarul acesta vrea să ne întâlnească pe Mântuitorul. Mai înaintea Mântuitorului venea, așa cum citim în Evanghelie, de obicei oamenii bolnavi, oamenii cu suferinți, oamenii care erau poate dominați de stricăciunea bolii sau chiar a păcatului. Dar iată de data aceasta vedem cum unul dintre cărturarii farisei, care erau dușmanii de neîmpăcat ai Mântuitorului, vine să-L întâlnească pe Mântuitorul. Evanghelia ne spune că vine în miez de noapte. Oare de ce vine noapte? Din mai multe motive. Întâi de toate vine noaptea pentru că îi era rușine de colegii săi. El făcea parte acestui Nicodim din marele foc de judecat al iudeilor, Sinedrin, care era format din 70 de mari învățați, cei mai învățați ai iudeilor și cei mai buni cunoscători ai legii. Vine noaptea de rușinea colegilor săi. Cum să fii tu, mare cărturar, la dulgherul din Nazaret? Așa nu considerau ei pe Mântuitorul. Fiul dulgherului din Nazaret. Ce vrei tu să înveți de la omul acela? De rușine putem crede și bănui că vine noaptea. În al doilea rând, s-ar putea să vină noaptea pentru că rabinii studiau legea, Tora, o studiau noaptea. În al treilea rând, însă, aș zice eu, vine noaptea pentru că Nicodim era reprezentantul legii vechi. Iisus Hristos este legea cea nouă. Poporul care locuia în întuneric, zice profetul Isaia, va vedea lumină mare. Adică întunericul este copleșit, prins de lumină. Lumina lui Hristos, iată, copleșește întreaga creație, întreaga învățătura Vechiului Testament. Iar în al patrulea rând, aș zice eu, vine noaptea la Mântuitor, pentru că pentru El cred că Iisus Hristos, nu știu dacă era prioritatea vieții sale. Se potrivește și nouă cuvântul acesta. Oare este pentru noi Hristos
prioritatea vieții noastre? Este Hristos pe primul loc în viața noastră? Ajungem de multe ori și noi la Hristos, știți când? În noaptea existenței noastre. De multe ori se întâmplă să uităm de El. Ajungem la El când suntem bolnavi. Ajungem la El când avem necaz. Ajungem la El în ultima clipă a existenței, când nu mai avem nicio scăpare, nicio alternativă. Iată, cred că și pentru Nicodim, nu cred, era prioritatea vieții sale. Și totuși Nicodim vine la Mântuitor și îi zice așa, știu, zice Nicodim, că de la Dumnezeu ai venit, că și nimeni nu poate face lucrurile pe care nu le faci, dacă nu este Dumnezeu cu el. Știm, zice el, cine știe de fapt? De ce vorbește la curat? El, Nicodim și colegii săi, farisei, care cunoșteau legea, iar legea Vechiului Testament ne vorbește despre Hristos. Știm, dar totuși cu toate acestea, iată, nu credem în tine. Știau că Mesia trebuie să vină, dar nu l-au crezut pe Mântuitorul că El este Mesia. A ști, iubiților, nu este tot una cu a crede. Degeaba știi dacă nu crezi. Degeaba știi dacă nu împlinești. O spune tot Mântuitorul. Și în logica aceasta a cunoașterii acestea ne aflăm și noi de multe ori. Știm și noi că Hristos este izvorul vieții, dar nu ne adăpăm din El. Știm și noi că Hristos este dragoste, dar nu ne facem părtași la ea. Știm și noi că Hristos este calea, dar nu îl urmăm adeseori și mergem pe căile rătăcite ale lumii acesteia. Știm și noi de multe ori și că Hristos este lumina, dar iubim mai mult întunericul. Așa cum spune Evanghelia de astăzi, că oamenii au iubit mai mult întunericul. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Știm și noi că Hristos este adevărul, dar cu toate acestea, de cele mai multe ori, preferăm minciuna și compromisul. Așa știa și Nicodim, știa că Mesia trebuie să vină, că era în fața lui, că era cel cu care vorbea, dar iată n-avea tăria să creadă în el. De aceea, iubiților, păcat avem că știm și nu împlinim. Dacă n-am ști, atunci păcat nu avea. Dar pentru faptul că știm toate lucrurile acestea, păcatul rămâne asupra noastră. Și iată ce îi răspunde Mântuitorul la ceea ce spune Nicodim. Nici nu îl încuviințează, nici nu îl contrazice, ci spune așa. Mână mai la tine, Mântuitorul. El știe, Domnul știe cu cine vorbește. Știe care în față un om cult, un om doct. Și vorbește cu el de pe aceeași poziție și zice, Nicodime, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. În momentul acesta ne-a putea întreba ce răspuns i-a dat Mântuitorul sau la ce cheamă Mântuitorul pe Nicodim. Ce înseamnă această naștere de sus? În limbajul Orientului, în cultura Orientului îndepărtat și chiar până și în zilele noastre, un om care este sau se naște într-o familie nobiliară, pentru că acolo și astăzi, mai ales în India, societatea este organizată pe clase sociale, un om care este născut de sus,
este considerat că provine dintr-o familie nobiliară. De altfel, într-un poem al său, Rabindranath Tagore, un mare poet indian, adânc mistic, spune așa: eu sunt născut de sus și mama-mi dete aură de rege să port în mine nobila sorgină, nobila origine. Deci, iată, aceasta este mentalitatea Orientului și astăzi și atunci, nașterea de sus. Dar Hristos nu-i vorbește despre o astfel de naștere. Nu-i vorbește despre o naștere biologică, despre o apartenență la o familie nobilă, ci vorbește despre o naștere spirituală. Îl cheamă pe Nicodim la o naștere de la Dumnezeu, de sus. Află în acest moment Nicodim un lucru extraordinar. Este surprins să știe că el, Nicodim, unul care împlinea legea până în cele mai mici detalii, el care purta pe mâna dreaptă, până astăzi poate cei care au fost în Israel și au văzut la zidul plângerii, i-aș putut vedea pe rabinii aceia cu perciun, că poartă pe mâna dreaptă niște curelușe cu o cutie, pe mâna dreaptă și pe frunte, pe mâna dreaptă au legea, legea lui Dumnezeu, ca să fie mai aproape de inimă, de-aia o poartă pe mâna dreaptă și pe frunte, ca să fie mai aproape de mine. Omul acesta, iată, Nicodim, află că îi mai lipsește ceva. El era conștient că a împlinit totul și că de atunci i-a asigurat împărăția cerurilor, în care și el credea. Dar iată, află că îi mai lipsește ceva. Nașterea de sus. Și iată ce întreabă el pe Mântuitorul. Doamne, Învățătorule, pardon. Dar oare, zice el, îi pune Mântuitorului o întrebare, am zice noi, cam puierină, copilărească. Cum poate omul, zice, cum poate omul, bătrân fi, pentru că acest Nicodim era bătrân, cum poate omul bătrân fi să intre din nou în pântecele Maicii sale și să se mai nască odată? Și Domnul rămâne în același registru al adâncimii, pentru că știe că Nicodim nu este prost. Nu pune această întrebare ca un naiv, ci o pune în tip socratic. Socrate era marele înțelept al antichității, care atunci când dădea un răspuns sau când punea o întrebare, în ea se afla și răspunsul. Iar Nicodim avea o cultură vastă. De aceea întrebarea nu este oarecum șucubață și reată. De aceea Mântuitorul îi răspunde, mergând și mai în adânc, și zice: Nicodime, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, iubiților, îl bagă și mai în ceas. Însă Mântuitorul, când îi spune cuvântul acesta lui Nicodim, face apel la legea pe care Nicodim o cunoștea. Face trimitere Mântuitorul la un text din profetul Ezechiel, care vorbește despre această naștere de sus, despre această naștere din apă și din Duh, despre care Nicodim trebuia să știe. Și iată ce spune profetul Ezechiel: și vă voi strobi cu apă, cu apă curată, și vă veți curăți de toate închinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți. Vă voi da vouă o inimă nouă și Duh nou vă voi da vouă. Voi lua din Duhul vostru inima cea de carne, inima cea de piatră și vă voi da vouă inimă de Duh. Pune voi lăuntrul vostru Duhul meu, zice Domnul, și voi face ca să umblați după legile mele și să păziți rânduielile mele. Iată, la
La acest text face referire Domnul când îi spune lui Nicodim, trebuie să te naști din apă și din Duh. Și atunci Mântuitorul ce îi zice? Tu, învățătorul Israel, tu nu cunoști acestea, tu nu știi lucrurile acestea, care iată sunt în lege, în legea aceea pe care tu o citești. Și Mântuitorul, pas cu pas, începe să-i spună, iată ce ne spune Evanghelia de astăzi, ce îi spune Mântuitorul lui Nicodim. Nu te mira că ți-am zis că trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Nimeni, zice Mântuitorul, nu s-a suit în cer decât Cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ce îi spune Mântuitorul prin cuvintele acestea? Nicodime, Eu sunt Mesia. Eu sunt Cel care am venit pentru voi să vă nasc de sus, să vă nasc din apă și din Duh. Eu sunt Mesia, Cel pe care profeții l-au prevestit și despre care voi citiți în lege. Prin Hristos, iubiților, prin Hristos, omul se naște la viața cea de sus. Pentru că Hristos este Cel ce s-a coborât din cer pentru noi oameni, a luat această fire stricăcioasă și a înălțat-o prin moarte, prin cruce, prin jertfă, prin înviere, a înălțat-o la cer. Ce îi spune Domnul? Nicodime, dacă nu vei crede în mine, dacă nu primești mărturia mea, căci Eu sunt trimisul Tatălui, atunci toată legea pe care o cunoști, toți profeții, nu te pot mântui, nu te pot salva. Ai nevoie să fii născut pentru cer, prin credința în mine. De aceea, deși spune Mântuitorul, Eu sunt Mesia, Eu sunt Cel ce am venit să te nasc pe tine pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, aceasta înseamnă nașterea de sus, nașterea din Hristos. Hristos a venit în lume să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Nașterea de la Dumnezeu este nașterea cea de sus. Iar Sfinții Părinți ne spun că prin taina botezului, prin taina botezului, fiecare creștin se naște la viața cea de sus. Pentru că în taina botezului suntem cufundați în apele botezului ca simbol al morții și învierii cu Hristos. Apa botezului este simbol al renașterii noastre, al nașterii noastre pentru cer. De aceea și numim botezul în felul acesta baie de-a doua naștere. Ne naștem o singură dată din punct de vedere biologic, din doi părinți, dar ne naștem prin botez, în mod spiritual, devenind fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea, iubiților, cine se naște doar o singură dată, moare de două ori. Cine se naște de două ori, moare o singură dată. Adică, cine se naște numai o dată, adică biologic, moare și sufletește și trupește. Dar cel care se naște de două ori, adică și trupește fizic, biologic, dar se naște prin botez, prin apa botezului, prin harul Duhului Sfânt, acela moare o singură dată cu trupul, căci sufletul
trece dincolo de fruntarile lui acestea în împărăția lui Dumnezeu și se așează cu Sfinții Săi. Dar, iubiților, oare este destul să ne botezăm și atunci suntem renăscuți pentru veșnicie? Nu. Botezul este numai poarta pentru nașterea cea de sus. Noi trebuie să avem credință, noi trebuie să avem fapte, noi trebuie să trăim în Hristos viața aceasta. Dacă Hristos, prin botez, ne naște pe noi pentru împărăție, noi prin faptele noastre și prin credință trebuie să-L naștem pe Hristos în inima noastră, în viața noastră. Îmi spune Sfântul Apostol Pavel căci voi trebuie ca Hristos să ia viața. Adică Hristos prin credință, prin fapte să se sălătuiască în inimile noastre. Iubiți credincioși, Nicodim, cu siguranță, în momentul acesta s-a convertit. Pentru că orice întâlnire cu Hristos este transfiguratoare. Știm, Pavel, prin întâlnirea cu Hristos, s-a convertit. Femeia samarineancă, întâlnindu-se la Sihar cu Mântuitorul, s-a convertit. Zaheu, prin întâlnirea cu Domnul, și-a schimbat viața. Orice întâlnire cu Hristos ne schimbă viața. De aceea Nicodim va fi acela care atunci când Mântuitorul va fi judecat în Sinedrin, îi va lua apărarea și va zice către colegii săi, oare legea noastră îl judecă pe om fără să-i asculte opinia, fără să-i ia în considerare apărarea? Același Nicodim va fi apoi acela care va lua trupul Mântuitorului de pe cruce. Deci Nicodim a înțeles chemarea la care Mântuitorul i-a făcut invitație. Iubiților, cu adevărat, e o Evanghelie destul de greoare. O Evanghelie care pune multe întrebări de mare adâncime, Evanghelia de astăzi. Câteva lucruri vreau ca fiecare dintre noi să rețineți. Atunci când avem întrebări, să venim cu ele la Hristos, să venim cu ele la Dumnezeu. În al doilea rând, să nu ne pierdem din lucrurile mărunte ale acestei vieți, să ne străduim ca în fiecare clipa vieții noastre să ne naștem pentru cer, să-i cerem lui Dumnezeu să ne nască pentru cer. În fiecare clipă a vieții noastre să ne lucrăm și noi mântuirea noastră. Iar în al treilea rând, să fim și noi ca Nicodim în căutarea Dumnezeu. Să-L căutăm și noi pe Dumnezeu pe drumul vieții noastre. Și să fim convinși de un singur lucru, că Hristos s-a întrupat pentru noi. A luat lucrul acesta omenesc pentru noi, ca pe noi să ne înalțe la cer în veci. Amin. Mărire Tatălui.